Bună seara! Hristos a înviat și bine v-am găsit la Făcut Sport! În ziua de Paște, oamenii din sportul românesc au aceeași dorință, ca pandemia să treacă odată, iar cei care iubesc sportul să-și poată susține favoriții așa cum o făceau înainte, de pe stadioane și din sălile de concurs. Cu toții au un mesaj pentru români în ziua celei mai importante sărbători creștine. Și ceva de când ne-am chinuit cu toții, le doresc în primul rând un Paște fericit, sănătate multă, să vaccineze cât mai mulți, ca să putem să umblăm liberi, cât mai liberi, și să putem să ne rulăm cu toții activitățile pe care le-am avut. Un Paște minunat, liniștit și cu multă, multă sănătate și fericire și mult soare, că avem nevoie de soare în viețile noastre și de liniște. Multă sănătate, pace și lumină în familie, să fim mai mult cu zâmbetul pe buze și să trecem mai uniți peste toate încercările de care avem parte toți până la urmă. Sărbători pascale cât mai frumoase, cu multă sănătate la toată lumea. Adevărat, Andrea! Radu Petrescu este arbitrul de la FCSB CFR. Este centralul care a luat etapa trecută una dintre cele mai controversate faze ale sezonului. Derbiul este mâine seară la ora 20:30 pe Lux Sport Plus. Delegarea arbitrului de la FCSB CFR a fost cea mai așteptată veste a zilei, mai ales după criticile aduse de fiecare dintre cele două, CFR lui Hațegan, iar FCSB lui István Kovács. Radu Petrescu a fost alesul comisiei centrale, cel care etapa trecută la Hermannstadt Gazmetan a validat un gol la insistențele sibienilor, după ce tușierul îl anulase pentru offside. Petrescu a arbitrat câte 3 meciuri ale celor două în acest sezon, niciun meci nu a fost pierdut de FCSB sau de CFR. Derbiul de luni de la Giurgiu e meci pentru primul loc în Liga 1. FCSB redevine lider dacă se impune. În schimb, cu o victorie, CFR s-ar distanța la 5 puncte. Indiferent de rezultat, trupta merge înainte, eu luptăm 3. Care dintre cele două mari rivale vi se pare că arată mai bine în acest play-off, Craiova sau FCSB? Craiova, dar nu-ți garantează nimic. Nu înseamnă că FCSB nu are forță, cum am spus, în continuare să se lupte. Înfrângerea cu FCSB încă atârnă greu în memoria celor de la Botoșani. L-am dat meciul celor de la FCSB, zice finanțatorul Iftime. Face haz de necaz după ce PAP a gafat ca în cursa școlii în prima etapă din play-off. Luni se încheie turul play-off-ului, iar la mijlocul săptămânii începe deja returul. La Botoșani vine FCSB, va fi un meci al revanșei pentru moldoveni. În tur au avut 1-0, dar au pierdut după greșeala uriașă a lui PAP. Noi acolo cu FCSB le-am dat meciul. Punct. Nu e vorba de a da meciul voit. Poți să mă îngrijești de copilărește. Echipa lui Croitoru vânează locul 4, ocupat acum de Șepși. Cred că putem să spălăm toate oalele sparte cu FCSB în meciul de joi și lucrurile să simplifică. Mirel Rădoi rămâne un împătimit al mașinilor de lux. A mers aseară la meciul Rapidului cu un Lamborghini Urus, care depășește 300.000 de euro. Bolidul are 650 de cai putere și accelerează în 3,6 secunde, de la 0 la 100 de km pe oră. Rădoi și-ar putea lua un astfel de model odată la fiecare 14 luni. Salariul de selecționer este de 250.000 de euro pe an. Doar în ultimele 9 luni, Rădoi s-a afișat cu două exemplare Rolls-Royce Cullinan, fiecare în valoare de cel puțin 400.000 de euro. S-a încins lupta pentru salvarea de la retrogradare în Liga 1. Ultimele două clasate, Hermannstadt și Poliaș, au câștigat amândouă și și-au reaprins speranțele. Sibienii au bătut-o pe Voluntari și au băgat-o pe Dinamo în zona retrogradării directe. Câinii joacă chiar la această oră cu Viitorul Constanța un meci de totul sau nimic. Hermannstadt și-a relansat șansele de salvare după victorie la limită la Voluntari. Claudiu Belu le-a adus cele 3 puncte sibienilor cu golul marcat chiar înainte de pauză. Stelul meu așa lene și am băgat o poartă. Nici nu mă gândeam să câștige Iașul la Astra. Îți dai seama că a venit cu o presiune în plus, știind că ești ultimul, e rușine mare. Voluntari a fost incapabilă să reacționeze. Ion Gheorghe a ratat în final singura ocazie a ilfovenilor, care încep să tremure din nou pentru supraviețuirea în Liga 1. De ce am pierdut? Că ei au dat un gol și noi n-am dat. Păcat, pentru că am dat-o din eșec în eșec și în loc să ne facem viața mai ușoară pe final, ne facem din ce în ce mai grea. Poliaș a făcut un pas important pentru salvarea de la retrogradare. A învins-o cu 2-1 pe Astra și a bifat prima victorie din play-out.
Poliaș a luat o gură de oxigen importantă după o victorie la limită cu Astra. Onea a deschis scorul cu un șut bombă. Până la pauză, Pasalia a marcat și el, iar moldovenii visau deja la prima victorie din play-off. Astra a ieșit însă mult mai motivată de la cabine, iar Valentin Gheorghe a redus din diferență. Giurgiuvenii puteau salva chiar un punct într-un final în care au jucat și cu un om în plus. Montini și Ștal au irosit două ocazii uriașe, iar Astra Poliaș s-a încheiat 1-2. Suntem conștienți că altă șansă nu mai avem. Am dat tot ce am putut. O să mergem până la capăt, indiferent de situație. Prima victorie din play-out a fost plătită scump de Poliaș. L-a pierdut pe Brănescu, accidentat grav, dar și pe Platini, eliminat pentru că a încercat să tragă de timp. Lui Brănescu i-a rupt nasul, efectiv, și domnul arbitru a zis că el a intrat în adversar. La Giurgiu a fost peste 30 de grade la soare, iar un copil a avut nevoie de intervenția ambulanței. 18 ani au trecut de la debutul lui Pleșca pe prima scenă a fotbalului românesc. Din vară, media de vârstă a Ligii I va scădea. Portarul de 38 de ani al Gazului își va agăța mănușile în cui. Răzvan Pleșca a debutat în Liga I pe 31 august 2003 la Național București. L-a înlocuit pe Marius Popa când Dinamo conducea cu 1-0. Am debutat cu hat-trick, adică am luat 3 goluri de la Zicu, Claudiu Niculescu și Stoican. Adică la ultimul mi-a dat Stoican de la vreo 40 de metri pe mijlocul porții și nici n-am văzut-o. Având în vedere că primele mele meciuri în Liga I au fost niște catastrofe, nu credeam că o să ajung să prind nici meciul cu numărul 10 în Liga I. La 38 de ani, Pleșca a decis să facă pasul în spate la finalul unei cariere de 18 ani și 300 de meciuri în prima ligă. E suficient, pur și simplu nu mai am nicio motivație să încep un nou campionat. Voi încerca să dau ultimul strop de energie în aceste 4 etape, astfel ca să ne salvăm direct de la evitarea retrogradării. Dacă mă retrag la 38 de ani, deja din punctul ăsta de vedere am depășit pe Michael Jordan, pe Muhammad Ali, ei s-au retras la 37. Inter este noua campioană din Serie A. Atalanta s-a încurcat la Sassuolo, iar nerazzurii și-au asigurat matematic al 19-a titlu din istorie, cu 4 etape înainte de finalul sezonului. De 11 ani nu mai triumfase Inter în Serie A. În meciul care i-a adus titlul, Atalanta a rămas în 10 din minutul 22. Portarul Golini a fost eliminat. Chiar și în inferioritate numerică, Atalanta a marcat prima prin gol. Muriel a reușit apoi să obțină și el un penal, dar și eliminarea lui Marlon. Columbianul a executat slab, însă lovitura de pedapsă, iar meciul s-a încheiat 1-1. În cursa pentru un loc în Liga Campionilor, Lazio s-a transformat în cea mai spectaculoasă echipă din Serie A. În ultimele 4 meciuri ale lui echipei lui Ștefan Radu s-au marcat în total 25 de goluri. Fundașul român a fost integralist în victoria cu Genoa. Cu Ștefan Radu integralist, Lazio a bifat un nou meci cu cel puțin 7 goluri, al treilea din ultimele 4 etape. Cu Genoa a fost 2-0 la pauză după reușitele lui Corea și Immobile. Grifonii au început să spere după autogolul lui Marușici, dar diferența de un gol a rezistat doar un minut. Luis Alberto a înscris super pentru 3-1. Corea și-a trecut apoi în cont dubla pentru a le oferi colegilor săi un final liniștit de meci. Nu a fost însă așa. Scamaca și Șomudorov au marcat la distanță de un minut, iar Genoa a avut 10 minute la dispoziție pentru a forța golul egalizator. Nu a mai venit, iar Lazio-Genoa s-a terminat 4-3. Rivalele din Madrid merg cap la cap în lupta pentru titlu. Ambele au câștigat aseară și și-au păstrat primele două poziții. Titular ar putea fi decis de marele duel dintre Atletico și Barcelona de sâmbăta viitoare. Atletico va rămâne pe primul loc în La Liga și după etapa cu numărul 34. Madrilenii s-au impus cu noroc pe terenul lui Elche într-un meci în care Suarez a ratat prima mare ocazie. Unicul gol al confruntării a fost marcat de Llorente în urma unei faze create de Carrasco. În prelungiri, Fidel a ratat un penalti, iar Atletico s-a impus cu 1-0 și va rămâne în fața rivalelor Real și Barcelona. Real s-a chinuit pentru victorie pe teren propriu cu Osasuna și a rămas la 2 puncte în spatele rivalei din Madrid. Militao a deschis scorul în minutul 76 la primul șut pe spațiul porții din actul secund. După doar 4 minute, preluarea greșită a lui Casemiro s-a transformat în gol, iar Real a învins-o pe Osasuna cu 2-0.
Halep nu a pierdut timpul în runda a doua a turneului de la Madrid. A stat pe teren de paște o oră și 20 de minute. Într-un meci transmis de o altă televiziune, Halep s-a calificat în optimi, după o victorie categorică 6-0, 6-4 în fața chinezoacei Zheng. Sportiva noastră a câștigat până acum de două ori turneul de la Madrid, în 2016 și în 2017. Mircea Lucescu vrea să vadă spectacol la București la Euro. România nu este calificată în schimb. Ucraina da și va juca două partide pe Național Arena. Pe final de sezon, Lucescu menajează titularii de la Națională care joacă la Dinamo Kiev. Dinamo Kiev dă 15 jucători pe lista alergită pentru campionatul european, iar Mircea Lucescu îi dă o mână de ajutor selecționerului Șefcenco. O parte dintre cei convocați nu joacă în ultimele etape de campionat. Trebuie să avem grijă de ei ca să ajungă la startul competiției în cele mai bune condiții. Sunt jucători care au, de-a lungul anului, au făcut eforturi serioase, au nevoie și de repaus. Presa din Ucraina a anunțat cât ar urma să primească Lucescu pentru titlul câștigat cu Dinamo Kiev, o primă de 3,5 milioane de euro. Pasionații de sport nu se opresc nici în ziua de Paște. Sălile sunt închise, așa că trebuie să vină cu idei noi în fiecare zi, ca să nu se plictisească. Și ce dacă încă sunt restricții? Imaginația sportivilor e nelimitată. Două mături, două găini și o mobilitate de invidiat sunt ingredientele pentru un antrenament perfect de Paște. Nu a fost loc de surpriză în semifinalele Cupei Germaniei. Dortmund s-a distrat cu Kiel și a dat 5 goluri într-o repriză. Dortmund-Leipzig este finala Cupei Germaniei din acest sezon. Borussia a trecut fără probleme în semifinale de revelația Kiel, echipa din Zweite care a eliminat-o pe Bayern în drumul spre Careul de Aș. Băieții lui Edin Terzic nu au amenajat-o deloc pe Kiel, iar Dortmund a devenit prima echipă din istorie care înscrie de 5 ori în prima repriză a unei semifinale de Cupa Germaniei. Primele două goluri au fost înscrise de Reina. Imediat după a marcat capitanul Reus. Apărarea divizionarei secunde a și gafat, iar Azar a profitat și a punctat și el. Bellingham a stabilit scorul final încă din minutul 42. Dortmund-Kiel 5-0. Atât din sport, în doar câteva momente, colega mea Marina Nițoiu vă va spune cum va fi vremea în următoarele zile. Noi ne vom revedea weekendul viitor, tot la Focus Sport. Până atunci, colegul meu Florin Căruceru vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în lumea sportului. Să aveți o săptămână excelentă!